Am început să beau destul de des. Dar de acasă? De acasă sau la Crăciun? Nu, se leghice. Nu dau seama dacă e bun sau nu. Bine, 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 iubeam mai mult. Dar bei singură. Nu e singură. Nu trebuie să bei singură. Cred că scrii poezii dacă e să fie așa. Nu mai aduc ceva? 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 Că sunt scriitor, da, nu de fapt scriitor. Scriu un jurnal, chestii de astea, știi? Sau un var de vin, dar bine, iubeam mai mult. Mai e până la tren. Bem ceva? Sigur. Ce cald e. Luăm cât o bere? Da. Scuză-mă puțin. Două beri, te rog. Draft sau sticlă? Sticlă. Ursus, Corona, Coronita, Heineken, Bergenbier, Stella, Lefe. Lefe. Ai Lefe brună? Da, avem. O Lefe brună pentru mine și... O Stella. Și o Stella. Mari? Normal, nu știu. Ai la 033? Doar Lefe. Stella normal atunci. Ok. Mersi. La ce te gândești? Știi dealurile alea de ieri? Semănau cu niște spineri de elefanți albi. Da? N-am văzut niciodată elefanți albi. Păi nici n-aveai unde. Bun, poate am văzut. Numai că spui tu că n-am văzut, nu înseamnă că n-am văzut. Scrie ceva pe ea. Pe perdea, zic. Ce scrie, că nu-mi dau seama. Anis del Toro. E un lichior. Luăm și noi? Sigur. Scuză-mă puțin. Dă-o anis del Toro, te rog. Doriți și apă? Vrei apă? Habar n-am să bea cu apă. E dulce, ok cu apă. Deci aduc și apă, da? Da, okay. Mulțumesc. E un fel de coniac, de fapt. Știi, vara tăriile se beau cu gheață, dar coniacul nu prea merge cu gheață. Și cum seamănă cu un lichior, e dulce, e ok cu apă. Are gust de anason. Așa au toate gust de anason. Da, așa e. Toate au gust amărui de anason. Mai ales lucrurile pe care îți dorești de mult să le încerci. Și când se întâmplă, îți las un gust amar. Termin. Tu ai început. Eu mă distram, mă simțeam bine. Pe
Atunci hai să ne simțim bine. Am vrut să încerc o băutură nouă. Nu asta facem tot timpul? Ne amintim lucruri și încercăm băuturi noi. Probabil. Erau frumoase dealurile. Și n-am vrut să spun că arată ca niște elefanți albi, că n-arată, știu asta. Dar așa pare pielea lor albă când o vezi printre copaci. O să vorbim despre elefanți acum? Unde ai văzut tu elefanți printre copaci? Pe Discovery. E doar o imagine, o impresie. De ce ești nervos? Nu trebuie să fii nervos. Nu. De ce? Nu, nu sunt. Am luat ceva de băut? Da. Ce bună e berea. Da, e bună. Rece, da. Știi, e o operație foarte simplă. Nici măcar nu este o operație. Seamănă, adică așa... Mă gândesc că n-ai nimic împotrivă. E nimic ca toată. Mm-hmm. Tu știi că ai făcut multe. Merg cu tine. O să merg cu tine și o să stau cu tine acolo tot timpul. O să vezi, o să se rezolve foarte repede. Este o nimic ca toată. E ceva normal. Cum adică normal? Nu, adică... Și după aia ce facem? După aia o să fie bine, o să fim ca înainte. Așa zici tu? E singurul lucru care ne preocupă, de asta suntem nefericiți. Ești nefericit? Nu fi ipocrit. Cum adică ca înainte? Adică bun prieten sau cum, ca înainte să o cunoști pe ea? Și după aia o să fie totul în regulă și o să fim fericiți. Știu că o să fim. Și te înțeleg că ți-e frică, dar știu o groază de oameni care au făcut asta. Da, și eu știu, și după aia am fost foarte fericiți. Știi ce mă deranjează pe mine cel mai tare? Că nu mă țineai de mână pe stradă. De ce nu mă țineai de mână? Ți-e rușine? De bun, dacă nu vrei, nu trebuie să faci. Nu vreau să faci nimic cu care nu ești de acord. Dar eu știu că e o operație foarte simplă. Și tu asta îți dorești, nu? Și cred că asta trebuie făcut. Dar nu vreau dacă nu ești de acord. Și dacă vreau să-l păstrez? La asta te-ai gândit? Acum nu-ți mai faci griji sau cum, că nu înțeleg. Da. Mă gândeam deja că deja am vorbit despre asta. Da, am vorbit. Dar dacă nu e al tău, la asta te-ai gândit? Cum adică? Cum adică? Adică uite așa, ce vrei să-ți desenezi? Ce ți se pare așa de anormal? Crezi că sunt așa de proastă, așa de urâtă, că nu m-ar mai fute nimeni în afară de tine? Nu te enerva. Nu asta am vrut să zic. Măcar e bine cu ea. Hai spune-mi acum ce mai contează, dacă tot am ajuns la intimități de asta. Nu, serios, vreau să știu și eu ce are ea și nu am eu. Are 3 țâțe? E mai tânără? Cât e de tânără? E la grădiniță? Că nu înțeleg. Să o sugem mai bine sau care criterii? Despre asta este vorba. Atunci despre ce este vorba. Zi-mi și mie. E pe stat o masă, o sună și o prietenă sau... Îți face cafeaua altfel dimineața? Are orgasme multiple? Sau știi vreo poziție nouă care mi-a scăpat mie, nu? E vreo yoghină, e vreun star porno? Explică-mi și mie să nu mor proastă. Și dacă am să o fac? Ai să fii fericit și mulțumit? O să fie totul ca înainte? Ai să mă mai iubești? Sau cum? Explică-mi că nu înțeleg. Te iubesc și acum. Știi bine că te iubesc oricum, numai că... Nu mă pot gândi la asta, știi cum sunt eu când mă îngrijorez. Mă iubești, dar au fost pe alte. Câte feluri de iubiri pe lumea asta. Câte mai am de învățat. Și dacă am să o fac, hai să încetezi cu grijile astea, cu grijile astea ridicole, cretine. Explică-mi și mie că e penibil, că nu mă înțeleg. Ce scot tâmpenile? Nu să mai am de ce. Pentru că este o chestie foarte simplă. Bine. Atunci să o fac. Pentru că nu mai pasă de mine. Cum adică? Adică uite așa. Ce anume n-ai preceput? Bun, dar mie îmi pasă. Ei, nu său. Uite că mie nu. Așa că o să o facem să fie totul ca înainte. Păi stai puțin că eu nu vreau să faci asta dacă tu asta simți.
Nu vreau să faci nimic din ceea ce tu nu vrei să faci. Și dacă nu e bine pentru mine, știu, mi-ai spus. Mai bem ceva? Aș vrea să înțelegi că eu nu vreau să faci ceva ce tu nu vrei să faci. Sunt gata să o ducem la bun sfârșit, adică să continuăm împreună dacă îți dorești asta, dacă înseamnă ceva pentru tine. Și pentru tine nu înseamnă nimic. Ne-am descurcat. Bineînțeles că înseamnă. Eu nu vreau pe nimeni altcineva în afară de tine. Plus că știu că e o chestie foarte simplă. Da. Tu știi că e simplu. Bine, înțeleg de ce spui asta, dar să știi că știu. Știi cum mă simt? Vrei să știi cum mă simt, că asta nu m-ai întrebat. Mă simt ca o tăietură de hârtie. Nu mă mai doare de monstru al naibii de tare. Să vrei mai grafic? Ca un căcat în ploaie peste care trece un merg. Așa mă simt. Să știi că nici eu... Nici tu ce? Vrei să faci ceva pentru mine? Orice. Te rog eu mult de tot. Taci. Uite, nu mă mai interesează chestia asta. Nu vreau să... Să știi că țip. În jumătate de oră pleacă tren. Da. Te simți mai bine? Da, n-am nimic. Mă simt mult mai bine. Trebuie să ne descurcăm. Bani de cafea, că nu cade pe 26 de milioane. Adică dacă e mult.